povești cu lipici pentru cei mici. Papagalul cel viteaz. Acum mulți ani, un papagal trăia în pădurea verde de pe malurile râului. Pe atunci, papagalii nu aveau pene viu colorate. Dimpotrivă, toți erau maroni. Iar papagalul nostru era foarte fericit să trăiască în pădure alături de celelalte animale. Într-o zi, deasupra copacilor s-au ivit nori negri de furtună, iar cerul s-a acoperit cu fulgere. Micul papagal s-a adăpostit în cuibul său așteptând să treacă furtuna. Dar deodată, un fulger a lovit copacul în care era, iar acesta a luat foc. Flăcările s-au răspândit apoi în toată pădurea. Micul papagal a văzut fumul și focul și a strigat ca să le prevină pe celelalte animale. Îndepărtați-vă de foc, treceți râul, treceți râul! Papagalul a zburat deasupra râului până pe celălalt mal. Acolo era în siguranță, fiindcă focul nu putea trece apa. Dar când a privit în urmă, a văzut că multe animale erau în pericol. Păsările puteau să zboare, dar maimuțele, căprioarele și alte animale erau prinse fără scăpare. Papagalul se gândea disperat cum să-și salveze prietenii. El a coborât pe râu, înmuindu-și aripile în apă. Apoi a zburat deasupra pădurii cuprinsă acum complet de flăcări. Fumul întunecat se înălța către cer și era foarte cald, dar papagalul a continuat să zboare curajos. Când a ajuns deasupra focului, el și-a scuturat aripile. Picăturile de apă n-au reușit însă nici pe departe să stingă focul. Fără să se descurajeze, papagalul s-a întors la râu. Din nou și-a muiat aripile în râu și din nou a zburat deasupra flăcărilor. El auzea cum animalele strigau după ajutor. A zburat din nou la râu și a înmuiat aripile și a vărsat apa deasupra flăcărilor. Aripile erau arse, iar pe picioare avea numai rând de la căldură. Dar nimic nu-l oprea pe curajosul papagal care dorea să salveze prietenii. Între timp, un duh al cerurilor a văzut lupta disperată a papagalului. Nedumerit s-a întrebat. Pasărea asta chiar crede că poate stinge un incendiu cu câteva picături de apă? Duhului i s-a făcut milă, așa că s-a preschimbat într-un vultur auriu uriaș și a zburat către pădure. Acolo a văzut papagalul ducând din nou apă. Renunță, papagalule! Nu o să reușești niciodată să stingi focul cu câțiva strop de apă. Zboară și salvează-te până nu e prea târziu. Papagalul îi răspunse tușind, aproape sufocat de fum. Poate că nu o să reușesc, dar trebuie măcar să încerc să-mi salvez prietenii. Vulturul privi cum micul papagal zbura, riscându-și viața ca să-și ajute prietenii. Ce pasăre curajoasă! Vulturul a fost așa impresionat încât a început să plângă. Un șuvoi uriaș de apă se scurgea din ochii lui peste toată pădurea. Și peste tot unde ajungeau lacrimile, flăcările se stingeau. În curând, tot focul fusese stins și toate animalele erau nevătămate. Maimuțele s-au repezit în copaci bucuroase. Iar când fumul s-a ridicat de tot, animalele au văzut cum muguri noi creșteau peste tot. Papagalul i-a mulțumit vulturului auriu fiindcă salvase pădurea. Vulturul a văzut atunci că bietul papagal răsufla cu greu și avea aripile arse. I s-a făcut milă de el și din nou i-au curs lacrimi scânteietoare. Dintr-o dată, penele maronii ale papagalului s-au preschimbat în pene în culori vii și strălucitoare, verzi, roșii și galbene. Toate animalele și-au aclamat atunci eroul. Din ziua aceea, toți papagalii au pene viu colorate. Și par adevărate giuvaieruri în pădure, în semn de amintire a curajosului papagal. Traducerea și adaptare.